Gata? Bună ziua, stimați colegi, ați fost convocați astăzi în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 4, privind rectificarea numărul 1 a bugetului local al Comunei Mândura pentru anul 2024, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 17, privind aprobarea regulamentului de decontare a cheltuielilor de transport pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mândura, județul Bacău, inițiator domnul primar. Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi. Bună ziua! Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi, pe WhatsApp, deci prezența, sunt 9 consilieri în sală, 4 voturi care sunt justificate, domnul consilier Niță Valeriu, domnul Brânză, care are problemă de sănătate și a depus votul. Ce? Doamna Vasile, domnul Brânză. Doamna Vasile, care a scris pe grup, este plecată și nu are acces la internet decât limitat și domnul Dăscălescu încă nu a ajuns, am înțeles că o să ajungă. Deci, prin urmare, suntem și domnul Chitic, care a trimis votul, scuze. Deci, prin urmare, prezența la momentul de față sunt 14, domnul Vice, văd că este WhatsApp Web. Se aude? Se aude. Deci avem 14 consilieri prezenți. Prin urmare, avem cuvorumul necesar pentru adoptarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Pentru el este nevoie de majoritate absolută, adică 11 voturi. Amândouă proiecte pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare al inițiatorului, rapoartele compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele de la toate cele trei comisii care sunt favorabile. În urmare, avem îndeplinite criteriile articolului 136 alineatul 8 pentru supunerea la vot a proiectului de ordine de zi. Cine este pentru? Domnul Vice, sunteți pentru proiectul ordine de zi? Sunt împotrivă, da. Împotriva proiectului de ordine de zi, da? S-a mai întrebat, domnul Vice. Da, înțeles. Domnul Vice, pot să vă adresez o întrebare, vă rog. Sunteți medical, sunteți cumva, pentru că nu m-au întrebat și colegii dumneavoastră și nu am știut să le ofer un răspuns. Sunteți în concediu medical, că nu v-am văzut la serviciu nici astăzi. Nu trebuie să mă vedeți la serviciu, domnul primar, că eu nu fac treabă. Dar nu știu unde vă faceți treaba, trebuie să mă faceți la primărie, nu? E corect așa. Iar prezența dumneavoastră la ședință, cred că este obligatorie. Domnul primar, lăsați mai iară ce... Dar eu nu las nimic, suntem la ședință și vă așteptam aici. Adică online înțeleg că sunt colegii dumneavoastră, colegii noștri, care sunt la serviciu, sunt într-o situație, eu știu, care efectiv nu pot ajunge la ședință, dar dumneavoastră nu aveți o justificare. Serviciul dumneavoastră este la primăria Mândura. Iar din cât știu eu, nu ați venit cu vreo solicitare, cu vreo cerere prin care să ceriți derogare, să zic, de la acest... Deci, de la acest lucru. Că ați fi plecat undeva sau că n-ați putea participa. Eu nu mi-amintesc să fi făcut o solicitare în sensul ăsta. Da, serviciul meu este dat prin dispozițiile date de dumneavoastră. Exact. Și eu îmi fac, vă rog să nu mă întrerupeți, m-am ascultat. Și eu îmi fac treaba, da? Și îmi fac treaba așa cum trebuie să o fac. Vreau să-mi spun și vă cea cum este un politic de prezență la primărie. Iar... legat de ordinea de zi, doamna secretară, v-am adresat niște întrebări ca să... Domnul Vice, permiteți, domnul președinte, să iau cuvântul, vă rog frumos. Poftim, domnul Vice, Lucian Dărușcă, sunt vecinul dumneavoastră. Dacă tot ați votat împotriva proiectului și ăsta, ordine de zi, îmi pare rău, dar am încheiat subiectul.
fără supărare. Eu, din respect, din respect pentru noi, trebuia să veniți astăzi la ședință. Dacă sunteți bolnavi, trebuie ne spuneați. Eu acum două săptămâni, când am fost în concediu medical, m-am dus, am luat un certificat, am stat 3 zile acasă la pat, dar am avut certificat medical. Am avut concediu medical, l-am prezentat angajatorului. Angajatorul dumneavoastră este primăria Mădura. Păi da, vă rog să nu vă spuneați cu mine. Da, eu știu, dar numai s-a sultat până la capăt. Numai un secund, domnul Talabă, haideți să vedem ce sunt bine. Lăsați-mă, vă rog, să termin și apoi vă ascult dacă mai este cazul. Corect era și din respect față de noi, să veniți la ședință dacă sunteți bine și nu aveți probleme. Dacă aveți probleme, noi ne înțelegem că toți suntem oameni și trecem prin anumite situații. Dar trebuie să știm și noi despre ele. Dacă poate domnului primar nu vreți să-i dați un răspuns, din nu știu din ce motiv, deși vă este superior și trebuie să-i răspundeți, spuneți-mi nouă colegilor consilieri locali, o mare parte dintre noi v-am ales viceprimar, spuneți-ne de ce nu sunteți astăzi la ședință. Domnul Berușca, dacă îmi dați voi, domn președinte. Vă rog. Nu sunteți persoana aia care trebuie să-mi ceară mie contul unul la bună. Eu chiar vă rog să vă vedeți din afară cu asta cu primăria Măgură, da? Și să nu mă mai întâlniți tot așa la telefon. A spus că ați încheiat orice discuții cu mine. Vă rog să o încheiați, ca să nu mai mergem mai departe, da? Da. Aceasta fiind spus, vă rog, domnul președinte, să dați la ședință. Domnul Dolan, mai ia cuvântul și doamna Băicianu, tot pe același subiect. Da. Domnul Talal, eu știu, conform codului administrativ, lipsa de la ședință este, trebuie să fie dovedită cu niște acte. De asta vă întreabă toți, cum care e problema? Chiar ni-ți fi dat pe toți în ultima perioadă, chiar nu vreți să mai știți nimic de activitatea comunii și a primăriei și a consiliului local și asta. Și în al doilea rând, dacă nu sunteți, lăsați-mă să vorbesc, dacă nu sunteți de acord cu ordinea de zi, nu mai aveți ce să comentați și ce să interveniți la niciun proiect. Scurt, am terminat, mulțumesc. Deci după asta să încheie, dăm drumul la ordinea de zi, nu exact, în chem subiectul ăsta, da? Serioasă, nu. Exact, bun. Așa, haideți să... Stăm o ordine, un proiect ca să-l ascultăm pe domnul Talal să-și depiteze. Da. Eu am pretenția, doamna secretară, ca toate documentele de ședință să le primesc conform codului administrativ cu 5 zile înainte. Nu să depun proiecte cu 2 zile înainte și începe să facă vorbând pe telefon. Bun. Haideți să continuăm ședința. Doamna secretară, vă rog să să puneți silențios. Proiectul care faceți referire, care este benefic pentru copiii Măgura, dar... Este, dar respectați legea. Este din 2022, dacă m-am auzit. Doamna Băicianu, gata, haideți să încheiem pe subiectul ăsta, da? Închideți. Vă rog, doamna secretară. Bun. Înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, știu că a fost trimis relativ târziu. Mai sunt datoare cu unul mai aveam de completat. V-am trimis procesele verbale de pe 6-a 2-a 2024, ședinței extraordinare, 12-a 2-a 2024, 16-a 2-a 2024. Sper că ați avut timpul necesar să le studiați. Dacă nu, îmi spuneți și le voi repune la... pentru vot în ședința următoare. Le supun la vot procesele verbale. Supunem la vot procesul verbal din... Nu. Dacă sunt discuții pentru cel din 6-a 2-a 2024. Ei, nu. Cine vrea discuții, nu este. Cine vrea 6-02-2024. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal de pe 6-a 2-a 2024. Cine este pentru? Ok, mulțumesc. Domnul Vice, cum votați? Împotrivă, pentru că nu reflectă ce să vreau ședință, chiar dacă este filmare. Este votat, da? Ați votat dumneavoastră. Da. Deci, bun, sunt 14, sunt împotrivă. Procesul verbal din ședința extraordinară din 12-a 2-a 2024. Cine este pentru? Cine este pentru, da. Abțineri? Împotrivă, domnul Vice? Împotrivă. Pentru același motiv. Și ultimul proces. Ultimul proces verbal din 16-a 2-a 2024.
Să-ți garantez eu, el asta vrea. Cine este mai puțin? Cine este pentru? Păi nu, suntem atenți, domnul Gare. Abținerul? Suntem atenți, nu. Nu, împotriva? Și unii și când urmă să mai atenți decât domnul Tarar? Împotriva. Împotriva? Da, da. Da? Pentru același motiv. Care același motiv, domnul vice, la șeria extraordinară din 16? Faci orice doar ca să-mi dea afară, așa. Cum zici? Bine, că nu respectă ce s-a discutat. Serios? Domnul vice? Da, știi ce să... Procesul verbal din 16-a 2-a, chiar l-am scris spărgându-mi creierii, ascultând filmarea, bineînțeles, filmarea oficială, și am scris exact tot ce era după filmare, ce s-a vorbit în ședință. Deci ăla chiar reflectă. Da, nu, dar nu puteți să spuneți că nu reflectă, pentru că chiar este motamo ce s-a vorbit. Bun, haideți să trecem la ordinea de zi. Trecem la ordinea de zi. Vă rog, domnul președinte și domnul primar. Haideți să începem cu primul punct. Proiectul de hotărâre numărul 16 privind rectificarea numărul 1 a bugetului local al Comunei Mândura pentru anul 2024. Aș dori să-i dau cuvântul un pic domnului primar pentru a ne descrie un pic situația mai în amănunt. Situația o cunoaștem. Cu toții vorbim de grădinițe 4 grupe, două programe normal, două programe pe lungi, din satul Ocuman, reziliatul cu apiru. Și ne dorim cumva să o reintroducem pe lista de investiții prioritare și cu sumele aferente, că cu suma rămasă diferență de la creditul pe care l-am avut de la trezorerea statului, tocmai pentru a-l repune pe o linie de finanțare, nu numai se deschid o linie de finanțare pe POR. Și atunci gândesc că ar trebui să-l actualizăm rapid, să-i facem tot ceea ce trebuie ca să la timpul la care se va deschide linia de finanțare să-l avem pus pe căprării pe românești. Așa și să-l putem depune. Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Deci n-am înțeles ce reprezintă suma asta, 533.000. Deci e suma rămasă diferență de la creditul pe care l-am avut. Și atunci o punem toată pe proiectul ăsta. O să o rectificăm în vară dacă rămân bani, dar cu siguranță vor rămâne. Noi vom face doar o actualizare. O scos de suma asta o actualizare, da? Îi facem o actualizare și să-l avem pregătit pentru depunere în luna mai. Să faci o expertiză tehnică? Expertiză tehnică, actualizare, indicatori, actualizare, proiect, mă rog, nu gândim un pic dacă tot ne apucăm de actualizare. Diferențe față de proiectul anterior. Am trecut la gaze. Avem gaze în zonă, înainte nu aveam, când a fost proiectat el, pentru că e de pe 2019. Nu aveam gaze în zonă și era acomodat, era prevăzut cu cazan cu lemni. Mai sunt anumite puncte care trebuie modificate. De pentru care le introducem pe ordinea, introducem pe lista de investiții a comunii noastre și să ne aflăm imediat de treabă. Cam asta e. Un proiect necesar. Chiar un proiect necesar. Eu mai ales sper tare să reușim să-l punem pe... Imediat să termini domnul primar și după care vă dau cuvântul. Nu, problemă, dar nu. Nu, atâta vreau să vă... bună ziua, domnul arhitect, da. Și domnul arhitect. Nu pot rămâne online la ședință, vă bazați pe votul meu pe care l-am trimis, da? Da. Sigur, domnul arhitect. Mulțumesc. Sănătate. Domnul primar. Da. Proiectul știți, cunoașteți până la urmă și toate problemele cu care ne-am confruntat, nu e nimic nou pentru noi. Unde l-ar fi și anul ăsta grădinița și creșa, cu o grămadă de lume, caută. Așa este. Își fac flotat, mutați, da, ca să poată primi și ca să... Chiar consider că e un proiect prioritar. Mai îmbrăcat creșa cu grădinița și cu asta cu cei din grădinița. Chiar bani necesari. Luna mai e aproape și gândesc eu că trebuie să urgem. Scuze. Bun. Dacă mai sunt discuții... Nu mai sunt discuții? Da. Nu avem cum să ne dăm cuvântul. Da, vă rog. Vă rog, domnul Dalat. Dar direct la subiect, da? Vă rog tare mult. La subiect, domnul. Mulțumesc. De unde... Deci banii aia acolo, când se iau bani într-o parte și se duc la altă parte, vreau să o întreb... Să-l întreb, domnul primar, dacă a făcut un studiu de impact.
Am luat bani dintr-o parte în altă. Ce bani să faci studiul de impact? Nu. De ce ar trebui să fac un studiu de impact, domnule Vici? La o rectificare. Pentru o rectificare de buget nu se face studiu de impact. Una. Dacă mă întrebați de suma care pleacă dintr-o parte și merge în alta, nu afectează nici într-un fel proiectul de la care, dacă asta vreți să spuneți, investiția de la care pleacă banii. Proiectul e pe 36 de luni, așa că avem timp necesar să punem sumele la loc sau să mai adăugăm sume la proiectul respectiv timp de 36 de luni. Așa că impact asupra investiției negativ nu există. Ați, ne-ați trimis un proiect de hotărâre la care ați adăugat câteva documente pe care acesta se fundamentează. Dumneavoastră, ca inițiator, le-ați scris acolo. Ele nu aveau număr de înregistrare pentru că nu le-ați înregistrat, dar le-ați trecut acolo. Ați scris studiu de impact în proiectul dumneavoastră. Eu v-am întrebat unde este studiu. Nu v-am zis că este necesar studiu. Dumneavoastră, ca inițiator, l-ați trecut acolo. Trei rapoarte, o notă de fundamentare și un studiu. Și eu v-am întrebat, puteți să ne dați și studiu? Nu că era obligatoriu. Dumneavoastră, ca inițiator, l-ați trecut. De-aia v-am întrebat de el. Nu știu ce... Ok. Domnul Talal, dar să știți că proiectul ăsta este o grădiniță în satul unde locuiești dumneavoastră pentru copiii din comunul la care ați făcut referire mai înainte. De ce sunteți împotrivă? Dacă mai erau câțiva colegi împotrivă sau nu erau prezenți, sunt întâmplat și tot ceea ce proiect. Și ratam oportunitatea de a pune unui proiect. Vă rog. Da, da. Înțelegeți? În primul rând, eu dacă am o lucrare în derulare, da? Am o lucrare de doilea, nu mă duc și iau bani și duc la altă lucrare care nu s-a făcut din cauza că... Da, nu, dar vă înșelați. Banii care s-au rectificat astăzi, domnul viceprimar, dacă citeați materialul, vedeați, erau niște sume de bani pe care primăria Măgura, cu acordul Consiliului Local, știți, vă citesc din cap lucrul ăsta, le-au aprobat și au făcut un împrumut la CEP. Bănuții aia nu puteau fi utilizați decât pentru acest obiectiv, nici de cum pe alt obiectiv. Deci banii ăștia n-au stat la alt proiect și acum s-a gândit domnul primar cu cei cu colegii din UAT să-l rectifice. Înțelegeți? Pot fi rectificate sumele. Bun, deci doar pentru proiectul ăsta. Iar pentru proiectul pe care l-aveți dumneavoastră, data viitoare veniți mai bine pregătiți și dacă este bun, cu siguranță o să aveți acceptul nostru. Bun, ați încheiat, domnul Berușcă? Bun, atunci. Dacă m-am încălzit. Bun, haideți să trecem la punctul 2, proiect de hotărâre numărul 17, privind aprobarea regulamentului de decontare a cheltuielilor de transport pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Nordura, județul Bacău. Dacă sunt discuții, domnul primar, doriți să interveniți? Când mă ceva neapărat, e un regulament. Vreau să întreb ceva. Bă, cum s-a stabilit 7,5% de kilometri? Există un normativ sau s-a făcut un calcul sau s-a făcut un mediu? Cred că este o normă, îți spun așa din ce mă mai încep. Eu nu pot să vă spun, dar cred că e o normă stabilită la nivel național. Cam aici se calculează cu sumă de gamă. Cred că e o estimare. E o estimare, da. Cam la 7,5 se calculează, da. Okay. Și decontările. De exemplu, sunt primării care nu au mașină de serviciu. Nu au mașină de serviciu, primarul merge cu mașina lui, se deplasează la București, da? Sau îi deplasează. Și îi se decontează combustibil în cuantum de 7,5 litri la 100 de kilometri. Da. Despre regulamentul pe care urmează să-l aprobăm, bineînțeles, dacă vreau să veți dori să-l aprobați, este o apărut mai nou, în vederea stabilirii mai cu
exactitate, să spun așa, a condițiilor în care să facă contările pentru personalul din aparatul primăriei. Nu sunt mari noutăți acolo, doar că sunt puse mai clar și mai pe înțelesul tuturor, exact cum arată o astfel de contare. Și am gândit că e venit să dăm o hotărâre din Consiliu, ca să scoatem la bază, să putem face lucrurile așa cum trebuie. Bun. De rest, nu am atât detalii să vă dau. Dacă sunt discuții... Da. Domnul, da, spuneți domnul Talal. Nu mai este nimeni. Doar dumneavoastră. Doar dumneavoastră sunteți. Da. Acest proiect, de fapt, este publicat în Monitorul Oficial Britanic de 18 ianuarie și nu este... nu sunt norme de aplicare, ci este o hotărâre a Guvernului României, prin care, privind aprobarea modalității de deportare a cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual. Acest proiect, dar nu așa este legal să decontez transportul, nu de înainte. Și eu am adresat, am făcut o solicitare de la ședința trecută și am mai scris și pe grup și n-am trimis niciun răspuns. Vă rog să-mi spuneți acum, de ce nu m-ați trimis listă cu persoanele care au beneficiat în 2023 și în 2022 de aceste cheltuieli pentru transport și care sunt sumele? Doamna secretară, vă rog. Nu sunt eu în măsură să vă răspund acum. Da, asta este ședința din Consiliul Local. Asta v-a adresat departamentului necesar. Da, haideți să ne referim strict pe proiectul de hotărâre. După care restul, domnul viceprimar, aveți solicitarea la mapă, veți primi și răspunsul, nu vă face niciun fel de probleme. Noi nu avem nimic de ascuns, avem într-adevăr, cred că pe anul 2023 ceva de contări făcute, în baza hotărârii aprobate de Consiliul Local, doamna secretar, spun bine, nu? Da, Consiliul Local. Așa, de Consiliul Local, eu nu am o problemă, nu pun la îndoială legalitatea proiectului de hotărâre și chiar nu cred că secretarul Comunei Măgura își pune viza pe un proiect de hotărâre care va reveni hotărârii și va fi executor, îi se zic, intră în circuitul juridic și civil sau cum mai vreți dumneavoastră, nu știu cum să o interpretați, ca fiind nelegală sau știind că ar fi măcar o suspiciune de nelegalitate acolo. De pentru care eu creditez cu 100% încredere secretarul Comunei și cred că a făcut o treabă bună, nu mă îndoiesc niciun moment din lucrul acesta. Dacă dumneavoastră aveți îndoieli, puteți să cercetați, să faceți ce doriți dumneavoastră, să vă adresați și instituțiilor care vă pot da, eu știu, un rezultat pe care îl doriți dumneavoastră sau nu, dacă nu sunteți lămurit. În ceea ce ne privește, veți primi cu siguranță. Deși sunteți viceprimarul Comunei Măgura și vă puteți informa foarte sigur și foarte lăs de la contabilitatea primăriei. Adică... Nu. Da. Nu-i adevărat. Domnul viceprimar, ne facem de rușine. Sincer, ne facem de rușine. Știți cum? Dumneavoastră stați acasă și vorbiți cu noi online, din partea... Dar nu vreau nici să mă mai exprim, nici găsesc cuvinte să categorisez situația în care ne aflăm. Cred că v-ați fi putut informa, cred că ați fi putut afla și cât de legală sau nelegală este hotărârea despre care vorbiți dumneavoastră, dar eu cred că este 100% legal. Veți primi răspuns, v-am comunicat. Asta nu presupune că primiți răspuns și deloc. Haideți, domnul Talal, doamna secretară, vrea să intervină. Vă rog. La articolul 4 din hotărârea Guvernului, așa scrie, în vederea stabilirii sumelor necesare de contare cheltuielilor de transport în perioada 31 ianuarie a fiecare an, beneficiarii înștiințează în scris primarul unității. Deci, între 1 și 31, de ce e sus între 1 și 31, ca să prindem în buget aceste sume. Exact cum au fost aceste sume când am zis de proiect, apropo, tot din acolo la proiectul, nu au fost prins în buget sumele respective. Dar nici aici, în bugetul de din. Așa nu au fost prinse aceste sume. Și trebuia făcute cererile de la 1 până la 31 ianuarie. Articolul 4, dacă vedeți,
Deci ordonanța a apărut în... Pardon, hotărârea din Glen, în 22 ianuarie 2024, domnul Vici. Așa că articolul la care faceți plasă referire nu putea opera înainte de 22. Deci, nu? De pe 22 au mai fost și zile libere și toate astea. Așa. Iar în hotărârea din Consiliu, dacă vă uitați dumneavoastră, veți găsi un articol care spune că de la data aprobării, după data aprobării, 15 zile, astea, după data aprobării hotărârii din Consiliu, din Consiliul Local. Nu poate opera de la 1 ianuarie. Așa e prevăzut. Probabil va funcționa pentru anul 2025. În timp 31 ianuarie. Deocamdată, pentru anul 2024, având în vedere că este apărut pe 22, nu poate opera. Bun. Pe 22, pe 18 ianuarie. Mă rog, eu am în față aici o dată, tot timp, da? Se aplică de la... De la data de 22, da? De pentru care este stipulat în proiectul de hotărâre perioada în care se pot depune solicitările. Bun. Consider că s-au încheiat discuțiile. Cine este pentru? Abțineri. Abțineri. Împotrivă? Domnul Talan. N-am auzit votul. Vă rog, domnul Talan. Primul vot. Sunteți împotrivă? Împotrivă. Da. Bun. Putem trece acum la diverse. Da. Dacă sunt discuții, cine să scrie? Domnul Berușcă? Da, vreau să fac eu o precizare. Mă scuzați. În primul rând, soluționarea cererii de care vorbea domnul Talal. Nu știu despre ce transport din 2022, dar nu mai contează. Asta este încă... Și eu fost cu adresa directă la mine, deci săptămâna trecută, de la ședința trecută. Acea gârtie am înțeles din ceea ce mi-a spus domnul Vici că este ca o răzbunare pentru ce presupune dumnealui că aș fi făcut eu. Deci eu sunt la primăria Măgura ca să... Eu nu fac răzbunare la nu, nu. A mai fost și altcineva de față când ați pronunțat, domnul Vice. Vă rog frumos. Domnul Vice, nu am vorbit peste dumneavoastră, vreau să vorbim pe rând ca niște oameni care avem un pic de pretenții. Păi eu vorbeam, lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt și vorbim pe rând. Pentru că mințiți, mințiți. Da, mint, ok. Domnul Talat, haideți să ne ascultăm. Okay. Că n-ați fost echidistant, între cuvântul echidistant. Nu ați spus echidistant. Da, mi-a spus clar că acea solicitare se datorează faptul unei note interne. Ce e asta? Ce treabă avem eu cu nota internă și se cheamă răzbunare? Așa știu eu, sunt mai limitată. Că așa cum fac și... Păi da, e problema mea că sunt. Nu, asta am tradus eu din ce e atitudinea dumneavoastră. Vă rog din suflet în momentul în care aveți... Vă rog din suflet să mă lăsați să vorbesc, să nu mă mai întrerupeți. Sunt obosită după o zi de muncă. După aia vreau să vorbesc și eu. Vorbiți cât doriți dumneavoastră după aia și... Nu pot să duc o idee, nu pot să pun două cuvinte adunate. Cu bună știință ați încercat să induceți o anumite temeri în rândul consilierilor locali, că le s-a pus să voteze lucruri care nu sunt legale, care sunt incorrecte. Sunt de 7 ani aici la Măgura. A fost o singură hotărâre de consiliu contestată în instanță, s-a câștigat. Am o experiență de 14 ani de secretar în care n-am avut anulată nicio hotărâre nici de către prefectură, nici de către instanța de judecată. Vă rog din suflet să nu mă mai discreditați și să... Eu am fost corectă și în momentul în care ceva nu a fost în regulă, am avertizat fiecare în parte. Nu este nici deontologic, nu este nici într-un fel. Și cred că această discuție, dacă tot aveți ceva să-mi reproșați de nelegalitate și așa, trebuia să o purtăm față în față. Știți cum se zice? Sunt femeie, da? De sex feminin. Bărbătește, uitându-ne în ochi unul la celălalt. Nu prin intermediul unei aplicații. Nu mai lăsă până, domnul Talat. La ședință nu este... Nu ne uităm altă mâine la alții ochi în ochi. Și cu demnitate și cu curaj. Domnul Talat, s-au înscris la cuvânt, numai o secundă, s-au înscris la cuvânt, înaintea dumneavoastră, domnul Berușcă și doamna Băicianu, după care o să vă dau cuvântul și dumneavoastră, da? Da.
Domnul Berușcă. O să răspundeți în, în ordinea asta, da? Vă rog tare mult. Lăsați, domnul Vice, și ne lăsați să mai vorbim și noi. Sincer, era tare bine dacă vineați alături de noi. Discutam mai ușor. Haideți, domnul Berușcă. Da, domnule. Sincer să vă spun, aveam multe de spus la diverse, dar mi-a făcut ca domnul, pe domnul viceprimar să-mi privim noi. Și să-mi spună, da, totuși aștept un răspuns la domnia sa. În ultima ședință, când am făcut înainte de buget, a venit părintele de la parohia catolică, se vede clar pe ședință că ne-a certat, ne-a cam afurisit părintele. Dumneavoastră ne-a spus că v-ați întâlnit cu dumnealui așa, pe stradă, și v-a certat că nu vrem să dăm bani pentru parohia catolică, dar de fapt tenorea și spun că dumneavoastră ați fost cu 3 zile înainte la ședință. Spuneți-mi cine minte? La slujbă. Dumneavoastră sau Enoriașii? Bun, am să vă spun după ce răspund doamne secretar. Bun, bun. Doamna Buiceanu. Eu am două întrebări pentru domnul primar. Care mai este situația cu proiectul POIM și care mai este situația cu forarea puțului de apă? După ce terminați de vorbit. Da, atunci, atunci putem să-i dăm cuvântul domnului Talal. Domnul Talal, aveți cuvântul. Să știți că nu se trebuie să spun lucrurile pe nume. Eu nu v-am zis niciodată că am o răspunare, nu la mine. Doi, este normal că fiecare secretar să țină cu primarul, așa. Eu mai am, și vă spun de ce chestia asta. Pentru că eu mai am un proiect de hotărâre legat de acordarea titlului de cetățean de onoare a profesorului doctorului Iorga, care el întrunea toate condițiile să fie cetățean de onoare și m-a trimis un, un răspuns și nu v-am spus atunci. Deci eu nu sunt răspunător. Și nici... V-am spus că n-ați fost echista. Legat de discreditare, eu nu vreau să discredez și nu am nimic. Am făcut solicitare și i-am zis, vă rog să-mi spuneți cât are doamna secretar, dacă poate conta sau nu. Am făcut o solicitare pentru tuturor. Am cerut să fie pentru toți colegii care au beneficiat de acest transport în anul 2022 și în anul 2023. Deci am zis anul 2022 pentru că am zis poate vă luați cineva bani și prin 2022. Eu, dacă v-am dat secretarea, după cum știți, fără aprobarea domnului primar, nu dau nimic. Apropo de chestia asta, eu, de exemplu, Deci nu sunt răspunător și n-am nimic personal cu dumneavoastră, da? Am probleme cu... cu corectitudinea și cu mică distanță, acolo am. Suntem la acest... Legat de întrebarea domnului Leuștă. Bun, domnule, haideți punctual. Punctual pe la ceea ce a transmis doamna secretară. Știți că mi se pare că suntem la o dezbatere de asta de cam-cam. Dar despre ce vorbim? Punctual pe ce vă... deci pe ce v-a transmis doamna secretară. Vă rog tare, da? Dar am terminat. Acum era să-i răspundă domnul Berușcă. Perfect. Da, ați terminat, da? Domnul Berușcă. Vreau doar să-mi răspundă mie la faza cu biserică. Perfect, vă rog. Deci, domnul Berușcă, eu nu mențin, am ajuns, n-am mențin când eram mai mic, știți, între care bătăie și deci acum n-am să mint. Eu când am spus că m-am întâlnit, înseamnă că m-am gândit accidentat, că m-am dus la spujbă, mă duc și la sinagogă și la moschee, că e treaba mea, dar acolo n-am discutat la slujbă să vină să discute despre chestia asta, pentru că discutasem altceva. Ați fost la Măgura sau la Mărgine? Și la slujbă am fost, după ce ne-am întâlnit la Liliad, la ședință. Ați fost înainte, domnul Vice, și eu am încheiat subiectul. Gata, vă salut. Mi-ați răspuns fix ce trebuia. Vă salut, numai bine. Bun. Doamna Băiceanu. Să ne spună care mai este situația cu proiectul POIM, din ce știi, și care mai este situația cu forarea puțului. Cu forarea puțului am demarat deja, avem proiectant, avem tot ce trebuie, suntem în forță cu, cu proiectul. Cu POIM-ul... Sperăm, vă rog, vino, Arsene, dacă vă rog, nu uitați. La POIM suntem în
în evaluare. Evaluarea e destul de greu aia, având în vedere că sunt sume mari. Înțeleg că sunt firme care s-au înscris la licitație și asta e un lucru foarte bun. Urmează din discuțiile pe care le-am avut cu factori de decizii și care lucrează efectiv la evaluare, cred că în jur de 10-15 aprilie ar trebui să avem rezultate. E un lucru bun, având în vedere amploarea proiectului, că vizează aproape întreaga comună, eu cred că de data asta chiar am eu presimțirea asta bună că vom avea constructor. Da, trebuie să avem. Recepția la drum s-o făcut? La care? La cei 8,2 km. La 8,2 km, da, e făcut în luna decembrie recepția. Mai sunt ceva, dacă mai sunt ceva probleme de remediat și a sesizat dumneavoastră care. Îi avem constructori, îi avem pe celălalt drum, pe Metalmacu-Jlic. Sunt în zonă și îi putem... Nu-i pot eu pune să fac. Am cine așa dumneavoastră, am notat și o să-i, cum apar în zonă, când n-au venit, o să-i comunic doreanța dumneavoastră. Puțul de apă? Puțul de apă la asta lucrăm. Avem achiziția făcută, la... Da? Domnul primar, nu știu dacă s-a făcut o citire a apometrilor de când s-a trecut apa la primărie? Nu s-a făcut legal de cineva care... Urmează să se facă o citire? Urmează să se facă o citire cap-coadă pe toate străzile. Știți de ce vă zic? Și să-și scoate exact pe străzi, cu abonați, cu toată, corect. Cu tot ceea ce... Și propunerea mea ar fi, după ce faceți citirea, da, să verificați când o lună de zile cantitatea de apă care se introduce în rețea și după aia să mai faceți o citire ca să identificați pierderi sau furturi. Diferențele. Exact. Da. Ca să avem un T0 și că tot avem probleme cu apa, măcar să știm câtă apă mai trebuie să producem, care e consumul real. Că vedem care e consumul real într-o lună al comunei și în același timp să vedem și dacă consumul real este și plătit de cei care consumă. Cu siguranță sunt persoane care nu au contract și cu siguranță sunt persoane care se sustrag plătit. Vor mai fi și unii care nu au etapizat, am tot luat pe străzi, și au venit la contract. Nimic de zis. Mai fi și unii care într-adevăr mai ciupesc, cum ziceți dumneavoastră, o să-i depistăm în timp și să-i... Exact, adică funcționează foarte bine pe trimiterea indexului pe mail, în aceeași timp de la factura, super... Ce să vă spun? Dacă mai aveți și alte întrebări... Doamna Crețu... Cu școala, cum începe? Da, suntem în forță la Crihan. La Crihan, școala nouă. Școala nouă e licitații, foarte bine ca să întrebat, e licitații, deschiderea e pe 11 martie la oferte și acolo, bă, am primit ceva solicitări de clarificări. Lucrurile merg. Dacă terminăm și în regulă pe 11 martie, e o perioadă de evaluări și acolo, cred că prin aprilie o să mutăm copiii la Crihan. Așa, după cum ați văzut, se lucrează la Crihan, lucrează bine. Mai avem un pic și finalizăm cu paverele, materialul pentru gard deja fierul e pregătit, stâlpii sunt puși, tot ce ține de planul pe care l-am făcut noi pentru Crihan, în grafic. O să trebuie să luăm o decizie cu împrejmuirea totală, avem împrejmuirea la față, dar măcar să schimbăm plasa, da, de la împrejmuirii laterale, da, să mai îndreptăm țevioarea, vopsit un pic. Ar trebui făcut o împrejmuire mai temenică, mai sănătoasă, dar deocamdată nu cred că e cazul. Când o să ne apucăm să facem totul la stâlp beton, să facem o împrejmuire temenică. Deocamdată, măcar să schimbăm plasa, ca să asigurăm protecția copiilor din incintă. Da. Deci, poate să fie treabă bună, așa, și suntem comuni și dumneavoastră cu vizavi la școală. Nu, că domnul Marcu vrea să fie, deci, nu vreau. Pentru toaletarea fondurilor care încurcă carul, sunt programat, cum procedăm să anunțe cu Evon sau cine trebuie toaletat? Ce putem pregăti? Sunt o grămadă de pom care au crescut masiv și... Pentru cei care încep... Cred că ar fi momentul acum cât... Pentru cei care încurcă traficul și nu sunt, eu știu, în apropierea liniei de rețelelor de curent, intervin angajații primăriei și cu tocători, cu tot ce este nevoie. Cu
rețele de curent electric, e un pic mai complicat. O să trebuia să luăm legătura cu EON-ul, cu... Eu vin identificat pe străzi și trebuie cum atunci. Acum ar fi perioada bună de... Ar fi perioada ultimă, e adevărat, cum spune dumneavoastră. Domnul Vice, ați notat? Da. Ai notat, domnul Vice. Dar eu am făcut solicitare și nu vor să vină. Am spus că este... De fapt, este obligația OAT Măgura să contracteze niște lucrări. Numai unde sunt compații, sunt linii, chiar sub linii, sub linii. Păi da, sub linii. Păi de asta noi referim noi, că ceilalți fiecare trebuie să aducă altceva, să... Da. La asta ne referim. Despre ce vorbim că... E bine să mai acolo unde chiar copacul atinge linia și atunci trebuie să... Și se rupă curentul și așa mai departe. Să ne consultăm un pic, da, vis-a-vis de școală, când am terminat cu școala. Nu ne ajung clasele pe care le avem la școala, la școala Crihan. Și am gândit că ar trebui să mai realizăm două sări de clase din module de container. Mai era o propunere din partea cadrelor didactice să luăm, să facem efectiv o școală necesară de clase din containere în curtea școlii, în imediata vecinătate a școlii care va intra în renovare. Dar eu cred că nu-i bine deloc așa. Pentru că va fi zgomot, va fi praf, e zonă de șantier. În plus, nu avem o justificare. Nu avem o justificare temenică pentru faptul că închiriem un număr de containere, adică de spații de clasă, atât timp cât avem o investiție finalizată. Finalizată, putem spune că e un nou și îmi permite să cheltuim bani pe închiriere. Pentru care vom completa numărul de sări de acolo cu încă două moduli pentru două sări de clasă, echivalentul școlii pe care va intra în renovare. Și cam așa vom funcționa, zic eu, poate un an de zile, eu sper să ne mișcăm repede, să ne dea Dumnezeu un constructor bun care să-și dorească și ia banii de lucrează. Da, și un pericol pentru copii acolo. E și un pericol pentru copii. Am fost și la ședința cu părinții și cu cadrul didactic și am dezbătut în amănunt situația asta și cred că asta e cea mai bună. Să avem școala, asigurăm siguranța copiilor acolo și nu cred că merită să facem capul cu altceva. Deci cam asta, nu știu cam ce costuri vor fi, avem o ofertă, mai așteptăm o ofertă să vedem de la altă firmă cu containere, să vedem cam ce presupune închirierea containerilor pentru o perioadă, am zis eu de un an de zile, cred că mai puțin de un an de zile nici nu discută nimeni la o astfel de închiriere. Discut din modul de lucru la montaj, la toate astea. Puteți să cereți viitorului constructor prin contract, în cazul în care nu termină la timp, să plătească ei containerele mai departe, chirie. Da, vedeți dumneavoastră că da, contractul prin PNR prevede că lucrarea... Da, lucrarea poate fi, adică are termen de execuție 36 de luni și atunci e un pic complicat să iei. Da, am înțeles. Da, probabil că nu își dorește niciun moment, poate că astea 36 de luni. Președinte, vreau să vorbesc. Da, vă rog. Dacă nu mai are nimeni de... Mai e, mai... Domnul Ivan, aveți ceva? Eu mai am de spus, da, mai am. Acum o solicitare de la transportator, de la SC Transbus Codreanu, de excludere din programul de weekend, da, a unor curse despre care dumneavoastră spune că sunt total zero, dar nu are niciun fel de călător și atunci e păguboasă și pentru dumneavoastră. Acum, cred că are două luni de zile de când e pe traseul la noi. E cam de vreme. Să o care de sarcini, avea și dumneavoastră, cunoștea programul, știa despre ce-i vorba. Nu sunt multe, e adevărat, sâmbătă aș dorește să scoată microbuzul de la 4:30, 5:30 și duminica ăsta de la 5. Nu știu ce să fac. Nu prea aș fi de acord. Măcar, eu zic că măcar 6 luni de zile să stea să-și facă o mutație vocală, după care putem intra în... Vine sezonul de vară acum. Vine sezonul de vară. Vine ziua. Da. Ce cum... Ce faci cu angajați? Sâmbătă, pleacă dimineața. Dumnezeu lui spune că nu sunt efectiv la 4:30. Dar nu este. Nu, lăsați așa. Aș mai... Nu, sâmbătă, o secundă, care se află sâmbătă, de vedere. Sâmbătă nu este, pentru că lumea este acasă. Eu
Eu nu sunt de acord. Ești de acord cu bunicul? A tras bunicul? Imediat, imediat. Deci haideți să iați o decizie. Haideți să iei în bucătăria noastră. Deci nu suntem de acord cu modificarea. Să-și facă programul așa cum a fost solicitat. Domn primar, eu chiar am mers de două ori cu microbuzul și l-am auzit pe domnul șofer vorbind la telefon cu un alt șofer în care îi spunea că ei își fac programul cum vor, ei fac ce vor. Probabil informația asta au primit-o cei care au făcut solicitarea de la șoferi, care șoferii vor un program mai lejer. Eu zic să rămână conform contractului. Asta am vrut să vă sfătuiesc cu dumneavoastră să luăm o decizie. Poporul ca să știu, strați de bani. N-am dat un răspuns la întâlnire că nu mi s-a părut corect decizia asta. O luăm împreună și mai ales că și ședința astăzi. Deci comunicarea este comunicată va fi de maniera asta. Nu suntem de acord cu ce fel de modificare, da? Corect. Haideți, domnul Tonat, spuneți. Și eu vreau să zic că legat de transport. El a licitat și a câștigat de aceste curse. Adică nu vine acum să schimbi regula în timpul jocului. Adică nici nu sunt de acord și cred că nici nu e corect, chiar dacă există un singur pasager. Deci nici nu sunt de acord cu că majoritatea colegilor. E bucură că sunteți de acord. Pentru domnul primar, domnul Andreșu, nu v-am cerut eu. Dar nici eu. Prima vreau să le întreb că avem două televiziuni. Cu cine avem contract? Ca să mă sună doamna Ungureanu. S-o spun că era la cămin. Zic, stai un pic. L-am sunat pe domnul Răzvan și doamna Ungureanu, sunteți în directul dumneavoastră, dacă salutare, domnul Vici. Puteți să-i adresa și un salut. Și da. Doamna Ungureanu, a spus domnul Ungureanu data trecută că nu e filmează gratis. Da. Noi avem un contract cu domnul Marius. Sigur, și domnul Marius aici. Avem un contract cu Mara, cu Mara TV. Deci avem, ca să-i spuneți oamenilor ăștia că... Da, sunt în direct ca unul aici. Bine, domnul avocat ăsta la altul trăiți. Nu-i problemă. Deci am întâlnit de gratis. Da. Doamna Ungureanu putea să mă întrebi pe mine, că dădeam același răspuns, să știți. Tot aici de față e doamna Ungureanu. Da. Bă. Nu știu, că m-a sunat pe mine și vreau acolo. Am înțeles, am înțeles. Domnul m-a dat de gol, domnul Tala. Da. Este în aceleași condiții ca și... Noi v-am spus, filmăm gratuit. Da. Și vom filma. Ne este drag la măgură. Am înțeles. Haideți, domnul, mai aveți ceva de adăugat? Aș dori să închid ședința. Bun, atunci cu asta spus și mai sunt lucruri de discutat ceva, dacă mai aveți ceva. Avem un... Haideți să mai discutăm mai mult. Avem Furtunașul cu... La inițiativa colegilor noastre, a doamnei Chelaru, a doamnei Băiceanu, avem un, cum să zic, o acțiune, o activitate foarte frumoasă. Numește Micul Bazar al Comunei Băuteri. Ceva de gen Flohmarkt se numește în Germania. Adică fiecare vine cu cei prisosești. Vine lucruri bune, de care nu are nevoie. Prin gospodărie, da? Prin gospodărie, din dorința de a nu vinde. Eu știu, poate să găsesc oameni care chiar au nevoie de lucruri pe care le scot la vânzare. Puteți închide camerele, ședința este închisă.